Partidul Național Liberal strânge rândurile, se regrupează și se pregătește pentru marea bătălie politică din data de 11 decembrie. Și organizația dâmbovițeană demonstrează că are în sânul ei liberali adevărați. Și mitingul PNL, desfășurat în data de 6 noiembrie, în Piața Revoluției din București, miting la care, din partea organizației PNL Dâmbovița, a participat un număr de 1000 de persoane. Practic, la nivelul organizației noastre este un record, un asemenea număr, nemai înregistrându-se până în momentul de față, cu ocazia mitingurilor desfășurate, evident, în țară. Mitingurilor de aplare care s-au făcut, în general, în zone de sud sau, mă rog, așa cum, de altfel, județul nostru este și poziționat geografic. Importanța mitingului este una evidentă, dat fiind faptul că, în primul rând, s-a putut ține în pofida eforturilor vădite ale doamnei primar general al Capitalei, care, deși a încercat să ne împiedice să desfășurăm mitingul la data pe care am dorit-o inițial, totuși s-a desfășurat, spun eu, chiar în condiții foarte bune, dată fiind și vremea care a fost de partea noastră, precum și numărul consistent de manifestanți, peste 20.000 de persoane, conform datelor furnizate de către Jandarmeria Română. Mitingul a fost unul impresionant, inclusiv pentru membrii PNL, în primul rând datorită faptului că pe acea scenă s-au aflat foarte multe figuri noi, necunoscute pentru mulți dintre noi, dat fiind faptul că mulți dintre ei se află probabil la prima opțiune politică, iar alții, dacă nu la prima opțiune politică, cel puțin la prima selecție pentru a reprezenta Partidul Național Liberal în Parlamentul României. De asemenea, discursurile ținute de către reprezentanți ai societății civile atrași în Partidul Național Liberal, și mă refer aici la domnul Pavel Popescu sau la doamna Hilde Brundl, pe de o parte. Pe de altă parte, au fost prezenți și oameni cunoscuți în societatea românească pentru carierele lor profesionale, și mă refer aici la regizorul Tudor Giurgiu și la reputatul medic neurochirurg Leon Dănăilă, care au avut discursuri foarte simple, foarte clare, așa cum le așteptam de foarte multă vreme, reprezentând altceva decât am fost obișnuiți să auzim timp de aproape 27 de ani. Evident, momentul central al acestui meeting a fost apariția domnului prim-ministru Dacian Cioloș. Cred că ați observat că dumnealui a apărut pe o scenă în mijlocul reprezentanților, membrilor Partidului Național Liberal, participanți la acest meeting, ceea ce denotă, în mod simbolic evident, poziția pe care o vede dumnealui în cadrul partidului, adică în cadrul membrilor Partidului Național Liberal, fără a se identifica cu calitatea de membru, totuși a răspuns în mod absolut elegant și, mai mult decât atât, aș spune, chiar într-un mod cu o distinție nemai văzută în politica românească până în prezent, ținând un discurs de om așteptat de atâta amar de timp de către societatea românească. Un discurs simplu, un discurs clar, fără promisiuni populiste, în contrast total cu ceea ce auzim în ultima vreme din partea Partidului Social Democrat.